După ce și-a serbat ziua numelui de Florie, Dilul Târgu Jean a avut din nou motiv de sărbătoare. Acesta a împlinit astăzi 55 de ani. Numeroși colegi de serviciu, de partid, dar și rude sau prieteni au ținut să îi ureze la mulți ani și cum știu că primarul are o slăbiciune pentru flori, i-au oferit zeci de buchete. Echipa RTV a trecut și a pragul biroului în care primarul își desfășoară activitatea. Asta, bineînțeles, după ce edilul și-a terminat munca în teren. Vă mulțumesc mult de tot pentru urare. De sărbătorit sărbătoresc prin activitate, pentru că de dimineață pentru mine a fost și este o zi normală. Mi-am văzut de activitate foarte mulți colegi, știu că îmi plac foarte mult florile și au ținut să îmi facă cadou multe flori de ziua mea. Primarul spune că va amâna petrecerea pentru ziua de 1 mai, când va ieși cu colegii la mici și bere în pădurea Drăgoieni. Până atunci așteaptă un cadou chiar de la fotbaliștii echipei Pandurii, care dau piept în această seară cu rivalii din Ghencea. Astăzi nu voi sărbători acest eveniment cu prietenii, cu colegii, pentru că voi merge la Severin, unde Pandurii susțin un meci foarte important. Sper din tot sufletul ca Pandurii să-mi facă un cadou frumos de ziua mea. Primarul Florin Cârciumaru a primit urări de la mulți ani și de la târgujenii de rând, atât de Florii, cât și astăzi.